Bună, Loredana, bine te-am găsit! Bună, bine v-am găsit! Cum este viața în autoizolare? Că bănuiesc că ești acasă de mult timp, fără să fie ieșit din casă, ca mai noi toți. Da, sunt acasă de mult timp, dar am ieșit din casă cu mici excepții pentru că am fost nevoită și doar din aceste motive. În rest, tot timpul mi-l petrec în casă. Cum să fie? Deja a devenit o obișnuință pentru mine. Nu pot să zic că îmi place situația și nici nu știu, nu m-aș putea obișnui să trăiesc așa, cu stilul ăsta de viață, dar încerc pe cât se poate să am activități și să fac tot timpul altceva, astfel încât să nu mă plictisesc foarte tare. Spune-mi de cât timp n-ai mai ieșit din casă, de când stai în casă, practic? Practic stau în casă de când a început pandemia, pentru că am fost plecată în Germania, m-am întors din Germania, m-am băgat în autoizolare, n-am ieșit absolut deloc, cam, nu știu, o lună de zile n-am ieșit. După care, cred că ieri am ieșit la, aseară, da, am ieșit la magazin, ies de obicei seara pentru că e mai puțină lume, nu vreau să iau contact cu foarte multă lume. Și de Paște am fost la mine acasă de unde sunt eu. Dar spune-mi, de ieșit, ai zis că au fost doar niște urgențe atunci când ai da, ieșit. Da, și de Paște, și de Paște a fost o urgență pentru că familia mea, eu îmi întrețin familia și a trebuit să le duc alimente și tot ce aveau nevoie era normal, nu mai aveau absolut nimic și le-am făcut cumpărăturile, bineînțeles, și am fost să le ducă. Nu aveam ce să facem, nu aveam altă opțiune. Am înțeles, deci tu practic oricum, aici. Da, oricum nu e foarte departe de București și practic am ieșit doar când am avut urgență sau necesitate. Și spune-mi, te echipezi, spui mască, mânuși. Da, să știi că sunt foarte precaută în privința asta, pentru că înainte să mă gândesc la mine, mă gândesc la familia mea, mă gândesc la mama mea și la persoanele care pot fi mai rău afectate decât aș fi eu afectată. Și da, folosesc foarte mult dezinfectant, mi-am distrus inelele, trebuie să le duc pe toate la curățat și mâinile sunt uscate. Folosesc mască mereu când ies și folosesc mânuși. Și stau cât se poate de departe, păstrez distanțarea socială, o păstrez. Nu-mi place să fiu foarte aproape, mai ales de oamenii care nu poartă măști sau nu-mi place să... Asta spun pentru că atunci când merg la magazin. Am înțeles, dar tu ești printre persoanele care sunt afectate destul de tare de această izolare, pentru că tu nu-ți mai poți exercita meseria ta. Cum a fost? Cum ai primit lucrul ăsta și cum stai cu bugetul, cum stai cu nervii, cu psihicul? Da, sincer, asta este o problemă reală pentru mine și cred că pentru toți colegii mei și toți care se află în această branșă. Nu am mai avut nici măcar un eveniment de când s-a întâmplat această pandemie. Nici nu am preconizat un eveniment în următoarele luni, pentru că s-a anunțat că o să rămână în continuare cluburile închise, nunțile și așa mai departe. Deci asta înseamnă că o parte din sursele mele de venit sunt zero. Mai rămân contractele de imagine și cele online care mă ajută să trec peste perioada asta. Însă nu mi-e suficient pentru că eu am foarte multe cheltuieli și în afară de asta, bine, acum nu mă plâng, dar aveam o viață destul de, să spun așa, un cuvânt care, mă rog, luxoasă înainte. Acum am foarte multe rețineri, nu mai îmi comand chiar tot ce îmi doresc eu. De fapt, nu prea mai îmi comand nimic. Și nu pot să zic că mă afectează lipsurile materiale atât cât mă afectează lipsurile emoționale, faptul că nu sunt în permanență cu familia mea, pentru că mama am hotărât să stea la țară, pentru că acolo este safe pentru ea și dacă ar fi în București ar trebui să, nu știu, să stăm, să ducem
să o ducem noi prin magazine sau nu știu, dar cel mai bine e să stea acolo acasă. Stă, ea stă doar în curte, nu iese. Și pe viitor nu știu ce o să se întâmple, pentru că am auzit că o să fie o criză foarte mare și foarte puternică și încerc să mă reprofilez, să îmi găsesc ceva de făcut în viitorul apropiat. La ce te gândești? Mă gândesc la două lucruri, unul dintre ele nu îl pot spune încă, pentru că exact mâine mă duc la discuții. Vrei să te apuci de cântat? Nu, păi nimeni, nici cei care cântă. Păi știu, dar pe viitor, așa când... Nu, eu rămân la meseria mea, pentru dacă ne ajută Dumnezeu și lucrurile revin la normal și avem evenimente în continuare și bineînțeles că eu mă duc și încânt lumea cu prezența mea și numai la evenimentele din țară, atât din țară cât și din afară. Și bineînțeles că rămân la meseria mea, dar pe lângă asta îmi dezvolt o afacere. Asta este al doilea lucru pe care îl fac în perioada asta. Încerc să... Cresc. În ce domeniu? În domeniul hainelor. Îmi place foarte mult să, nu știu, alcătuiesc ținute și așa mai departe și eu simt că am un real talent la asta și, nu știu, mă și relaxează în același timp și place foarte mult. Deci e... Și hainele să fie așa în genul tău, sexy, da, cu decolteu, cu... Să spună formele în evidență. Dar o să fie pusă amprenta mea, bineînțeles, stilul meu, care este inconfundabil, zic eu, doar poate copiat, dar în rest, ceea ce port eu în marea parte a timpului, cel puțin ce am purtat la evenimente și așa mai departe, au fost făcute, create de mine. Chiar m-am dus și mi-am ales materiale, tot ce era nevoie pentru a crea o ținută. Și, da, de exemplu, am făcut în trecut, am făcut rochi pentru nașă, pentru copilul care urma să fie botezat. Am făcut așa un pachet mare pentru toată lumea de acolo și mi-a ieșit. A fost primul meu, cum să zic eu... Așa m-am lansat în meseria asta, că nu găseam cuvintele potrivite și a fost un real succes pentru mine, am fost foarte mândră de mine și urmez calea asta pentru că îmi place. Așa, și acum dă-ne măcar puțin din ce ar putea să fie celălalt domeniu în care să... Da, nu pot, pentru că este un domeniu un pic mai nu știu dacă l-ar înțelege toată lumea, dar cu siguranță o să vedeți. Mâine mă duc la discuții și o să aflați. Este ceva în domeniul internetului, pentru că asta o să meargă în perioada următoare și eu mă acces pe lucrurile care sunt de viitor, cel puțin în situația asta. Pentru că nu-mi place să stau degeaba, niciodată nu am stat fără să muncesc de la vârsta de 17 ani. Și de când a murit tatăl meu am avut foarte multe responsabilități și sunt obișnuită așa și mi-e greu să nu fac nimic și să cheltuielile tot sunt și nu am un bărbat să mă sprijine și nici și nu m-am bazat vreodată pe cineva și m-am bazat doar pe mine, dar acum mă simt neputincioasă oarecum și asta mi-afectează puțin partea aia psihică, dar Dumnezeu niciodată nu m-a lăsat în nicio situație grea și sunt sigură că a pregătit pentru mine, nu știu, acest hop doar ca să evoluez și să ajung acolo unde ar trebui să fiu. Apropo de bărbat, bănuiesc că nu e singură, nu stai singură. Da, sunt singură. Aolo, păi și nu nebunești toată ziua să stai în casă singură? Nu nebunesc, pentru că deja m-am obișnuit, fac curățenie, nu știu, fac sport, jumătate de zi aproape mi-a să fac sport. Ce mai fac? Nu știu. Gătești? Da, gătesc, da, chiar am gătit foarte mult în perioada asta. În primul rând gătesc pentru că țin regim și trebuie să-mi fac... mâncărul pentru regim. De ce ții regim?
Legat de ce? Ca să slăbești sau... Ca să slăbești, da, pentru că după aceste sărbători minunate, m-am îngrișat și eu ca tot omul 3 kg și mie mi se pare că eu le simt foarte... Eu te rog frumos să te ridici, să ne arăți unde s-au pus acele 3 kg, că eu nu le văd. Păi nu le vezi pentru că am așa un corp care e armonios și nu prea, dar probabil nu știu unde le-am depus, cred că m-am îngrășat mai mult la picioare și la fund. Simți tu la haine sau așa că... Simt, da, nu, mă simt, simt că am o retenție de apă și simt că m-am îngrășat. Și ce faci cu regimul? Ce înseamnă regim? Regim înseamnă că ieri am mâncat, la începutul regimului încerc să mănânc cât se poate de puțin ca să-mi micșoresc stomacul. Ieri m-am trezit, am băut ceaiul meu de slăbit pe care îl beau mereu, am luat un apuretin ca să nu am retenție de apă și am făcut foarte mult sport. Și ca și mâncare, am mâncat 3 ridichii sau 4, morcovi cruzi și o jumătate de conservă de ton din traia mică. Nu cred, și ți ajunge, adică ți-e foame, faci foame. Beau foarte multă apă, adică foarte multă, nu chiar cât aș avea nevoie. Aș avea nevoie de 3 litri de apă, dar pentru mine, care nu sunt o mare fană a apei, mie îmi place să beau suc, dacă se poate, am renunțat definitiv la suc și beau doar apă și beau circa 1,5 litri, 2 litri pe zi. Încerc, e foarte importantă apa într-o dietă. Astăzi mi-am propus să mănânc, dacă se poate, mai puțin, eventual să-mi fac un smut și, nu știu, cam atât. Apă, păi, dar mâncare, că până acum mi-ai zis niște până acum, asta îți spun, că la început mă fometez doar ca stomacul meu să devină mai mic. Și după care urmează dieta și o să încep să mănânc avocado, salată de avocado cu un ou lângă, o să încep să mănânc 3 mese pe zi, dar acele mese să fie de dietă, adică o să am un stil de viață sănătos, nu, oricum nu consum pâine absolut deloc, m-am învățat să nu mai consum pâine de vreo 2 ani de zile, nu consum băuturi acidulate, beau doar apă și o să mănânc piept de pui la grătar, o să mănânc, nu știu, sparanghel, pentru că mi-e place foarte mult. Mai bag, poate, nu știu, la cuptor, pui la cuptor, depinde. Și zi-mi puțin, așa, în perioada asta te mai trezești că spui muzică și dansezi prin casă? Da, bine, doar așa mă trezești, crede-mă. Doar să am o zi foarte, foarte proastă, cu vești proaste sau ceva, dar în rest, ca să mențin sănătatea psihică, pentru că este foarte, foarte importantă, mai ales că eu sunt o persoană sensibilă la capitolul ăsta, pun muzică, bineînțeles că e muzică mereu la mine în casă și mai ies cu câinele afară, mă joc cu câinele, nu știu, fac lucruri care mie îmi plac. Adică încerc să fiu un om pozitiv și să știi că mi-a reușit, nu mă așteptam în toată pandemia asta să fiu atât de pozitiv. Nu pot să zic că sunt eman pozitivitate, sunt cea mai pozitivă, optimistă, dar totuși mi-am păstrat așa optimismul și am făcut lucruri pozitive. Mă uit foarte mult la seriale, ceea ce îmi place, mă relaxează, citesc, nu știu, nici nu mai știu ce fac. Dar văd că ai grijă de tine, că te văd, părul e impecabil, unghiile impecabile. Cum reușești să-ți faci toate lucrurile astea de beauty acasă? De exemplu, părul, mulțumesc celor care au grijă de părul meu, celor de la Sungate, mi-au trimis vopsa acasă, eu știam cum se folosește și așa mai departe și în trecut, când eram mai mică, mă vopseam singură, m-am vopsit la rădăcină. Atât cât am putut eu și cât am văzut și asta a fost. Și știu să-mi aplic singură nuanțatorul și toate cele. Acum, de exemplu, l-am spălat și l-am uscat și l-am lăsat așa, nu i-am făcut nimic, pentru că evit să bag placa în păr, mai ales în perioada asta nu e necesar, că
stau în casă și cerc să am mai multă grijă de părul meu. Mă vezi foarte bronzată. Să știi că am uitat să spun una dintre cele mai frumoase activități, adică pentru mine chiar este activitatea supremă care mă relaxează cel mai tare și mă face să mă simt că nu există această pandemie urâtă afară. Îmi place să stau să mă bronzez și am noroc că am o terasă foarte mare și stau la etajul 12 și bate soarele toată ziua pe terasa mea și stau la bronzat. Câteodată îmi fac câte un cocktail, pina colada și mă simt cât de cât altfel. Îmi schimbă foarte tare starea de spirit și mai ales nu, eu dacă m-aș vedea albă, nici când, cred că de când sunt mică nu m-am mai văzut albă. Cred că m-ar, nu știu, aș intra așa într-o depresie sau cel puțin n-aș mai umbla cu decolteu, aș umbla cu bluze mai acoperite să nu se vadă că sunt bronzată. Am avut norocul să am această terasă și să stau să mă bronzez. Deci tu stai la ultimul etaj? Ultimul etaj este 16. Eu stau la 12. Dar zi-mi cum faci, că trebuie să fie o priveliște minunată. Ți-ai tot costumul sau faci topless? Topless. Ca să nu fie. Păi topless, pentru că vecinii mei nu văd, nu am, deci între noi balcoanele nu se văd, adică nu putem să vedem unii la alții, poate doar dacă cineva întinde cumva mâna să mă filmeze sau nu știu, ceva de genul ăsta, și în față nu este nimic, am un priveliște minunat în față, se vede chiar și Casa Poporului de aici. Și da, mă relaxează foarte tare lucrul ăsta. Mă trezesc, fac prima serie de exerciții, primul antrenament, după care mă duc, dacă e cald afară, nu rezist, mă duc, mă pun la soare, îmi fac un cocktail, după care revin, mai îmi fac un antrenament și tot așa, depinde. Activități se găsesc întotdeauna, dar sunt și grijile. Dar văd că și unghiile sunt la locul lor, sunt mari, sunt aranjate. Sunt pilite și aranjate de mine. Așa am intrat cu ele în carantină, doar că le-am făcut mai mici. Și sunt pilite și făcute de mine. Și la picioare sunt la fel, am o pedicură perfectă. Mie așa îmi place. Adică chiar dacă nu mă vede nimeni, asta nu înseamnă că trebuie să fiu, nu știu, neîngrijită. Nu, la mine nu există acest cuvânt. Am înțeles. Și în perioada asta cu cine comunici? Doar cu fratele și cu mama? Comunic cu mai multă lume. Am foarte multe prietene, stăm pe video foarte mult. Comunic destul de mult față de alte perioade când, de exemplu, înainte de această pandemie, nu stăteam așa mult pe telefon de vorbă sau acum stau pe video cu familia. Tot felul de lucruri. Stau pe video cu prietenele mele, cu... depinde. Și având în vedere că s-a anunțat că o să se elimine parte dintre restricții și poate cine știe se dă drumul la evenimente, care ar fi primul eveniment și cu cine, în combinație cu cine? Nu știu. Asta trebuie să decidă cei care organizează evenimentele, nu decid eu. A, deci tu nu ai nimic programat în iunie, aveam iulie? Aveam ceva programat pentru luna mai, dar a picat, bineînțeles. Aveam ceva, am avut programată toată luna aprilie, toată luna mai. Acum au picat, iunie, au picat, pentru că oamenii nu au cum să mai facă aceste evenimente și logic că toate au picat din start. Am înțeles. Nu am nimic, nu am niciun răspuns afirmativ despre un eveniment, atâta timp când nu știm ce se întâmplă, pentru că situația se schimbă de la o zi la alta și se schimbă rău pentru noi, de exemplu, care suntem în branșa asta. Am înțeles că cumva prin septembrie o să se dea voie la anunț cu 15 persoane, care pe noi nu ne ajută cu nimic, din contră. Nu știu, să vedem ce o să fie. Eu sper să mai slăbească puțin aceste restricții, să se gândească la noi toți, să ne reluăm activitățile, pentru că e foarte important asta și pentru economia țării și pentru noi. Nu vreau să ajungem într-o criză extrem de puternică. Nu. Am mai luat-o odată de două ori de jos și asta ar fi a treia oară și mi-ar fi foarte greu. Ne arăți cum te menții, ce exerciții faci? Bineînțeles! Perioada asta? Pardon. Pot să vă arăt câteva exerciții care vin acum în minte.
Pe care le faci tu așa, mă trec, ven. Am și gantere. O să întorc camera. Da. Se vede. Da, se vede. Stai. Gata. Dar nu știu cum să poziționez telefonul. Cred că o să-l pun tot jos. Pune-l jos, înclinat spre noi ca să te vede, să te vedem. Așa, nu? Ai, da, așa, așa. Și trebuie să te dai puțin mai departe ca să te vedem. Da, da, știu. Imediat doar să-l așez, că nu vrea să stea. Aoleu, dar parcă am grele gantărele tale. Păi sunt, așa făceam eu înainte. Și așa fac și acum. De exemplu, unul dintre exerciții folosesc acest elastic pe care l-am comandat pe internet. Așa, asta, așa. Asta ar fi un exercițiu care este foarte bun pentru picioare și fund. Se vede? Da, se vede, dar dacă te dai mai în spate, te vedem și cu totul, și la față. Așa, acum? E perfect, da, da, da. Cam așa arată. E greu sau te-ai obișnuit? Da, știi că este foarte greu cu aceste elastice, e destul de greu. Trebuie fac de obicei... Așa, exercițiul ăsta fac 20 de repetări câte 4 serii. Mm-hmm. Mai departe, nu știu, fac și cu greutăți când am chef. Dar greutățile sunt cam, adică câte kilograme ai acolo? Aici, imediat îți zic, cred că am vreo 3, 6, vreo 10. Mhm. Fac și acest exercițiu. Se vede? Da, se vede. Dar spune, știi tu să le faci sau... Da, i-am învățat. Eu fac sală de 2 ani de zile și știu ce e bine și ce nu e bine pentru mine. Mm-hmm. Și tu acum ne-ai arătat niște exerciții pentru posterior sau pentru, pentru ce? Pentru posterior și pentru picioare. Pentru că atunci când lucrăm posteriorul automat lucrează și picioarele. Mm-hmm, pot să-ți par și altele dacă vrei, dar nu vreau. Arată! Zim, ce mai putem să facem? Ca să arătăm că vor reda. Aici, dintre... Și așa fac câte 20 de repetări. Și cam cât, timp, cât timp dedici acestor exerciții? Păi, pe zi? Fac de obicei câte 6 exerciții minim diferite. A câte 4 repetări de 6 exerciții, a câte 20 de repetări, că mai știam. Ai un ursuleț foarte drăguț în spate, sunt convinsă că nu ți l-ai cumpărat tu și e primit. Da, e primit, da. Aici este locul lui Papi. Nu știu dacă știți pe Papi, este pe balcon. Nu știu. O știți bine pe Papi, al meu Papi? De când îl ai pe Papi? Îl am de 4 ani. S-a îngrășat și el foarte tare. Trebuie să-l bag la regim. Papi, ai la mami. Haide, hai la mama. Hai, iubitele. Hai. Nu vrea să vină. Că vi-l arătam și pe el. Credeam că ne arăți și terasa pe care faci bronzarea. Da, dar acum s-am lăsat cam vraiște. Hai la mama. Am lăsat cam vraiște data trecută și bine, data bine, atunci iară. Dacă da, vrei... Să-ți arăt așa priveliște. A, da, e verdeasă că tu faci. Da. E foarte frumos. Și ne arăți acum și ce ai în frigider, ce ai gătit astăzi. Provizii ți-ai făcut? Ești așa maniacă la capitolul ăsta? Aici e bucătăria. Mi-am făcut mănânc fructe. Da. Și nici nu știu ce am în frigider, să fiu sinceră. E plin. E plin. Lactate. Da, nu toate, de exemplu, nu toate. Ale mele sunt verdețurile. Baby spanac sau roșii sau nu știu ce mai am. Da. Și legume toate proaspete. Sarmale încă am de la mama de acasă, dar n-am mai mâncat sarmale. Dar mâncare gătită nu văd. Nu am, pentru că nu am zis, am și zis că zilele acestea nu mănânc
prea mult și nu am mâncare gătită. Aș fi vrut să fac o mâncare de conopidu, dar o să văd în weekend. Și cum o faci? Știi să o faci sau intri pe internet să afli? N-am mai făcut niciodată mâncare de conopidu, dar bănuiesc. Probabil o să gălesc ceapa, legumele și așa mai departe, pun conopida la fiert. Ce bănuiesc eu că n-am mai făcut niciodată. Astăzi este o zi frumoasă, cu căldură, cu soare. Ai făcut baia de soare sau urmează? Urmează. După ce închid cu voi, o să mă duc să mă pun la bronzat. Bine, te lăsăm să te pui la bronzat. Îți mulțumesc pentru că ne-ai acordat interviu. Mulțumesc și eu. Transmite un mesaj pentru cei care se uită la tine și de optimist. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc pe Instagram, Loredana Chivu, oficial, și vreau să le spun că iubesc și că le mulțumesc că îmi sunt alături. Vreau să transmit tuturor oamenilor să fie optimiști, să nu se panicheze, să stea în casă, să respecte toate regulile impuse și să stea cu speranță în suflet că o să ieșim cu bine din această pandemie. Eu vă iubesc și vă doresc toate cele bune.